Bună ziua tuturor! Astăzi vom învăța despre principiile propagării luminii. Principiile propagării luminii reprezintă punctul de plecare sau legea de bază pe care se întemeiază teoria științifică referitoare la optica geometrică. Vom discuta despre trei principii referitoare la propagarea luminii. Principiul întâi se numește principiul propagării rectilinii a luminii și afirmă că, într-un mediu transparent, omogen și izotrop, lumina se propagă în linie dreaptă, atâta timp cât nu întâlnește un obstacol sau un alt mediu. Să ne reamintim faptul că mediul transparent este orice mediu prin care trece lumina, mediul omogen este acela care are aceleași proprietăți în orice punct, iar mediul izotrop reprezintă un mediu care are aceleași proprietăți în toate direcțiile. Pentru a putea observa acest principiu, ne vom folosi de o sursă de lumină, un ecran și două suprafețe opace, cu câte o mică fantă la mijloc. Lumina va ajunge pe ecran doar dacă fantele celor două suprafețe sunt perfect aliniate cu sursa. Când întâlnește un corp opac, lumina nu îl ocolește, ea va fi absorbită de acel corp, lăsând în spatele lui o porțiune întunecată numită umbră. Principiul independenței razelor de lumină este următorul. Razele de lumină sunt independente unele față de altele, adică propagarea unei raze de lumină nu îi influențează și nici nu este influențată de alte raze de lumină. Pentru a putea observa acest principiu, folosim două lasere, direcțiile de propagare a luminii emise de lasere se vor intersecta. Se poate observa astfel că lumina emisă de un laser nu este influențată de celălalt. Ca și aplicații ale principiului independenței razelor de lumină, putem enumera proiecțiile laser și jocurile de lumini. Principiul reversibilității razelor de lumină afirmă că lumina poate parcurge același drum în ambele sensuri. La finalul acestui material, vă propun să căutați informații despre principiul de funcționare al nivelei cu laser.